Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit de data aceasta la mesajul Arhanghelilor pentru luna august 2022. Tot din 3 în 3 am mers noi pe luna august, așa că ați văzut cei 3 arhangheli care au vrut să vină să aducă mesaje, teme de casă, de ce nu, îndrumări, sfaturi pentru voi pentru luna august. Am să vi mai arăt încă o dată, să-i vedeți mai bine. Arhanghelul Mihail este primul care a venit la întâmpinare cu a lui Sabie. Așa că dacă vă place Arhanghelul Mihail, lucrați cu el sau cine știe ce altă legătură aveți, poate cu numele, atunci mesajele și ghidările pentru voi se află la numărul 1. Mergem mai departe cu Arhanghelul Metatron. Iacă-te-l aici, frumușel, frumușel. Dacă vă place Arhanghelul Metatron sau lucrați cu el, mesajele pentru voi se află la numărul 2. Și mergem mai departe cu Arhanghelul Raziel. Vine și el alături de noi pentru luna august cu mesaje, îndemnuri și sfaturi foarte, foarte importante, sunt convinsă. Mergem mai departe cu cei care ați ales numărul 1, și anume energia Arhanghelului Mihail. Și vă zice în felul următor: îți ofer discernământul spiritual, forța adevărului și luciditatea spiritului care îți sunt de mare ajutor în eliminarea tuturor adversităților. Doamne ajută, inshallah, so mot it be, să vezi tu foarte, foarte clar în toate situațiile în care te afli în luna august și nu numai în luna august. Haideți să vedem ce alte mesaje vrea să vă aducă Arhanghelul Mihail. Haideți să vedem unul de aici. Haideți să vedem aici de pe parte de vindecare care este mesajul pe care vi-l aduce. Pride, iată-te, mândria. Atenție la ego, atenție la mândrie, vă zice Arhanghelul Mihail. Iată-te la mele cu numărul 7, da, legătura cu divinitatea. Ascultați mai mult vocea spiritului, ascultați mai mult vocea sufletului vostru decât cutia cu maimuțe, ego-ul, care nu face decât să vă ducă în direcții total nepotrivite vouă. Lăsați mândria deoparte, nu este despre cine este mai nu știu cum decât celălalt. Nu mergeți cumva prin viață dorindu-vă așa întotdeauna să aveți dreptate, întotdeauna să demonstrați că sunteți voi, dar în momentul în care tu știi clar, sigur și fără niciun dubiu că ești cine ești, nu mai ai nevoie să de dovezi și validări din exterior, dar lasă mândria și ego-ul puțin mai mult deoparte. Haideți să mergem și noi mai departe și să vedem ce alte mesaje vrea să vă aducă. Uite cât de indeciși sunteți și vă spune decide, decide-te, vine momentul în luna august să iei o decizie importantă. Nu știu, poate să decizi între a asculta vocea sufletului tău, a spiritului sau vocea ego-ului sau orice altă decizie importantă. Vine momentul să faci lucrul acesta și spune, cheamă ghizii tăi spirituali să te ajute, cheamă gașca ta spirituală alături de tine. Este o lună importantă, nu face aceste decizii sau nu lua aceste decizii din acel punct de mândrie, de orgoliu, că o să îți pară rău. Tocmai de-aia vine Arhanghelul Mihail cu sabia aceea a lucidității să te ajute să vezi dincolo de vălul acela al aparențelor, al fricilor, al iluziilor. Hai să vedem mai departe un mesaj de aici, în partea lui Michael. Iată-te, Michael se grăbește să vorbească. Simptome ale trezirii emoționale și vă zice în felul următor: simți mai multe emoții amestecându-se în tine și nu știi să le gestionezi. Ești mai sensibil și plângi adesea. Simptomele trezirii sunt din ce în ce mai persistente. Ești într-o etapă importantă a evoluției tale și este necesar să ții un jurnal în care să notezi zilnic ce se petrece cu tine. Apropie-te mai mult de natură și prinde rădăcini. Apropie-te mai mult de natură, apropie-te mai mult de sufletul tău. Dă-ți voie să te conectezi din ce în ce mai mult cu acea parte autentică din tine și ai să vezi lucrurile foarte, foarte clar. Mergem și mai departe să vedem și de aici care este mesajul sau mesajele. Oh, trei a vrut. Din partea lui Michael de data aceasta și avem, ok, hai să luăm pe ăsta, sabotajul, iată-te, din partea sinelui întunecat a umbrei voastre și spune, conștientizează ceea ce te face să eșuezi pentru a-ți elibera puterea creatoare.
Ia vezi unde în calea ta te pui, unde în viața ta, în ce sector al vieții tale te pui tu de-a curmezișul în calea fericirii tale, unde ajungi tu să te sabotezi pe tine, că sabotezi relațiile, că sabotezi, nu știu, jobul și starea ta de bine și așa mai departe. Vezi, devino conștient de lucrurile acestea și încetează să le mai faci. Mentalul orientat benefic, următorul mesaj, îți spune în felul următor: ai încredere în capacitățile tale mentale, ele se află la originea tuturor creațiilor tale. Păi cu asta te autosabotezi, îți zice foarte clar, cu mentalul orientat pe partea negativă. Ții lupa pe lucrurile care nu au mers, nu au funcționat în viața ta. Ții lupa pe lucrurile pe care nu le ai. În loc să te bucuri și să fii recunoscător pentru ceea ce ai în momentul de față, tu te uiți la ceea ce zici tu că îți lipsește și automat nu faci decât să atragi situații care să-ți arate din ce în ce mai multe lucruri care îți lipsesc. Totul depinde de tine. Ai două lamele, iată-te cu numărul 5. Și vine și conștiința deplină și zice în felul următor: a-ți cunoaște natura profundă te conectează cu înțelepciunea totului. Natura ta profundă este acea parte din tine care întotdeauna te susține, este acea voce care întotdeauna îți spune că poți face, că ești în stare de absolut orice. Toți avem partea asta din noi, doar că o contracarăm, o atacăm, îi dăm cu bâta în cap și așa mai departe. Da, da, sunt eu în stare, uite că ăla a făcut, uite că ăla a adres, uite ce vai de steaua mea sunt eu că n-am făcut, și multe mizerii pe care ni le spunem. După care atragem și manifestăm niște lucruri pe care nu le dorim și plângem că nu avem noroc în viață. Mă rog, dar totul depinde de noi, exact așa cum am spus. Of, of, hai să vedem și de aici un mesaj din partea lui Michael, tot cu 40, nu mai mult de 4, vedem aici pe birou. Și avem Călătorind, se numește, la mele noi, de-aia mă uit așa mai atent pe ele, Călătorul. Îl vedem aici și spune: fiecare zi trăită intens, plenar, într-o manieră binefăcătoare, ca și cum ar fi ultima, este totodată o călătorie mirifică și îmi apare ca fiind un mister ce este descoperit. Dă-ți voie să tratezi fiecare zi a ta ca și cum ar fi ultima, să te bucuri de absolut orice moment din viața ta, trăiește cât mai mult în momentul prezent. Începând cu această lună august, este nevoie de aceste conștientizări profunde, da? Pentru a înțelege ce anume își dorește sufletul tău cu adevărat și să nu mai stai tu în calea fericirii tale. Dă-te deoparte de acolo. Bun, și să mergem noi și mai departe. Haideți să vedem și de aici niște mesaje din partea Arhanghelului Mihail. Ok, și ia vedem luna în creștere. Păi da, și vorbim de manifestare, ia că tu lucrezi la opera ta de artă. Cine e opera ta de artă? Ești tu și viața ta. Mare atenție la modul de gândire, mare atenție la ceea ce discuți, la ceea ce spui ție, la ceea ce spui altora despre tine și povestea vieții tale. Bun, și vedem treiul acesta de forțe, cumva de treiul acela de săbii. Unii dintre voi aveți tendința să dramatizați cumva lucrurile, în afară de pusul pe cruce pentru ceilalți, da, vă puneți pe cruce pentru ceilalți, după care vă mai și plângeți că faceți lucrul acesta. Ei, și vine Arhanghelul Mihail și spune: băi, încetează să faci lucrul acesta, ok? Ori încetează să te mai plângi, oricum este alegerea ta, ori nu te mai pune pe cruce pentru alții. The Arc and chivotul legică, uite, uitasem cum îi spunem, cum îi spune în română. În tine se află acel chivot al legii, în tine se află toate acele lucruri miraculoase și așa mai departe pe care tu, din păcate, le cauți în exteriorul tău și ai impresia că dacă nu știu ce ai să găsești pe nu știu unde, o să se întâmple nu știu ce. Nu, caută în tine, răspunsul întotdeauna este în tine și știu că nu vă place lucrul acesta, dar n-am ce face. The lightning bolt, iată-te fulgerul acesta, Doamne ajută, trăznivar iluminarea, să vedeți, așa cum am spus, niște lucruri foarte, foarte clar. Dacă e să o luăm pe niște treburi aici, zice foarte clar că ceva urmează, probabil, da, să se dărâme într-un fel sau altul, ca tu să poți vedea clar niște treburi în realitatea ta, să apară acea lumină în noapte. Bun, să vină, uite, Arhanghelul Rafael, ia uite-l aici, da? Este nevoie de vindecarea acelei părți de pride, de mândrie, de ego în interiorul tău. Iată-te și oracolul din Delphi la rădăcina pachetului acum și îți spune foarte clar, vorbește despre autoprofeții.
că tocmai de-aia ți-a și spus, ai grijă ce gândești, ai grijă ce zici, pentru că automat le atragi în realitatea ta și după aia cu mândria ai să spui, ți-a spus eu că așa o să se întâmple, păi cum, Doamne, așa o să se întâmple altfel dacă tu ți-ai creat acea realitate. Of, măi, bun, hai să mergem mai departe și să vedem și de aici și două, trei mesaje și îndrumări din partea lui Michael. A mother's love, iacătă iubirea unei mame, este alături de voi, nu numai în luna august, dar iacătă acum vrea să vină mesajul. Iubirea mamei vine către voi, vine în întâmpinarea voastră și vă înconjoară, vă învăluie cumva. Chiar dacă mama voastră mai este aici sau nu mai este aici, este în alte dimensiuni. Știe cât de mult vă este dor de ea și vrea să vă aducă aminte de legătura specială care se află între voi și care niciodată nu poate să fie ruptă. Pentru că așa se întâmplă și așa este. Ia gândiți-vă voi la iubirea dintre voi și mama voastră. Study, ia că te spune, studiază, învață niște lucruri importante în această lună. Fie că le înveți pe propria piele, fie că te apuci tu de citit niște treburi. Dar cartea asta vine și zice în felul următor. Du-te puțin înapoi, că fie că te duci pe firul vieții tale, da? Și ai să vezi acum lucrurile altfel, că te trăznește iluminarea, da? Și ai să înveți niște lucruri importante, fie reia niște cărți, cursuri, nu știu ce ai făcut tu așa, în trecut, și ai să le vezi și ai să le înțelegi la un nivel mult mai profund. Bun, cred că trebuie să reiau și eu ceva acolo. Oh, new beginnings! Iată-te, noi începuturi se arată la orizont, că de-aia vine și te presează cumva, îți zice Arhanghelul Mihail și spune ce anume mai ai tu de făcut, ce anume mai ai tu de curățat din interiorul tău pentru a beneficia, să spunem, pe deplin de aceste noi începuturi. Dacă nu vrei să iei cu tine poveștile și bagajul din trecut, ar fi bine să faci ceva în mod conștient pentru o schimbare. Este nevoie de liniște, iată cele două părți din tine, îți spune, adu liniște și echilibru, pentru că nu există echilibru între minte și suflet, nu există echilibru între masculin și feminin în interiorul tău, este o oarecare stare de haos acolo, pentru că e lupta aceea între ego și suflet. Stai puțin cu tine și vezi despre ce este vorba. Iacătă și regele Arthur, care doar prin, nu știu, forța lui fizică încearcă să scoată această sabie Excalibur din piatră și nu o să reușească niciodată. Doar în momentul în care el își aduce aminte cine este cu adevărat, doar în acel moment a reușit să scoată piatra, sabia din piatră. Adu-ți aminte cine ești cu adevărat și readuți acea forță, acea putere în interiorul tău și, bineînțeles, să o manifesti în viața ta. Haideți să vedem și de aici. Aici avem niște chestii practice. Uite, mergem pe parte de exerciții, dar mai era ceva. Bine, după aia. Bun, hai să vedem. Care este una bucată mutră pentru voi. Că s-au împrăștiat. Uite, vezi, a și sărit una. Hai să vedem. Și avem în felul următor. Steadiness. Da? Să stai tu puțin așa pe loc. Iacătă, așa, cam așa arată mudra voastră. Este pe energia focului. Și pământului, pardon. Și spune în felul următor. Vorbește despre împământare. Vă ajută, de fapt, la împământare, stabilitate și alignment. Da? La alinierea voastră cu voi. Reduce stresul și presiunea, high pressure, cum îi zice, tensiunea, da? Aia destuie urechile și ajută la alinierea energiilor pe coloana voastră vertebrală, ajută la reducerea anxietății și creează conexiune între părțile corpului tău, da? Deci țineți degetelele, ia ca așa, și doar degetele mici le uniți și le țineți întinse și practicați această mudră, iacătă, cât vreți voi, aș zice eu, măcar câteva minuțele pe zi și observați schimbările. Ce vroiam eu de aici? Uite, de aici vroiam, hai să vedem și de aici un sfat din partea lui Michael. Ia să vedem care este sfatul lui și vă zice în felul următor. Fă tot ceea ce stă în puteri pentru că așa îți dorești. Și iată, iară mi arată pasărea aceasta cu cuibul. Da, clar, voi sunteți cei care faceți totul pentru cei din jurul vostru.
tu faci tot ce stă în putere atunci când te bucuri de acțiune și când acționezi într-o manieră care nu va avea niciodată repercusiuni negative asupra ta. Fă tot ceea ce stă în puteri pentru că așa îți dorești tu, nu pentru că trebuie, nu pentru că ți impune nu știu cine din exterior. Nu pentru că, exact, nu pentru că trebuie să o faci, nu pentru că încerci să le faci pe plac celor care te judecă și nu pentru că trebuie să placi celorlalți oameni. Dă-te jos de pe cruce, asta îți spune foarte, foarte clar. Și haideți să vedem și ultimul mesaj din partea lui Michael pentru voi și vine pe elementul apă. Cu intimitate încântătoare, ia uite, masculinul și femininul încă o dată apar și haideți să vedem și mesajul pentru voi, lamelă cu numărul 8. Ia să vedem ce anume vă zice. Respectă-ți spațiul personal, ai grijă de relațiile tale. Intimitatea este adesea asociată cu erosul. De fapt, intimitatea emoțională, care nu are nimic de a face cu faptul de a fi activ din punct de vedere amoros, este fundamentul oricărei relații bune. Dacă suntem incapabili de a fi deschiși, de a ne conecta cu celălalt în plan emoțional, va fi greu să menținem echilibru în relație. Pentru a menține relații sănătoase, este necesar să învățăm să fim deschiși emoțional și să acceptăm intimitatea. Provocările care duc la infidelități își au adesea rădăcina în planul emoțional, atunci când fiecare din cei doi iubiți neglijează să răspundă nevoilor celuilalt. Împărtășirea sentimentelor și a gândurilor la un nivel profund permite menținerea unor legături fizice și emoționale sănătoase. Mult prea multor persoane le este frică de intimitate. Frica de a împărtăși gânduri personale, anumite sentimente și complexe, a sfârșit prin a crea o idee limitativă și deformată asupra ceea ce este intimitatea. Iar această confuzie a permis manipulării și compromisurilor să se poată infiltra în relațiile tale, generând o comunicare defectuoasă, despărțiri dureroase și relații abuzive. Dacă ești într-o relație în acest moment, această lamelă te invită să reevaluezi această relație. Este ea bazată pe respect reciproc? Vă faceți amândoi auziți? Cine dăruiește și cine primește? Dacă sunteți celibatari, acum este timpul să fiți sinceri cu voi înșivă, să vă recunoașteți și să vă rezolvați problemele legate de dominare, ceea ce vă va permite să vă deschideți inima către ceilalți pe viitor. Îngrijește-ți trupul și poartă haine care îți plac, petrece momente plăcute cu cei apropiați și comunică deschis. Iar ideea voastră, forța aici, sunt deschis către noi experiențe, îmi onorez trupul cu iubire și respect. Super! Hei, dragii mei, care ați ales numărul 1 și anume energia Arhanghelului Mihail, acestea sunt îndemnurile și sfaturile lui pentru luna august 2022. Știți foarte bine dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat cu aceste mesaje, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip, ajutând astfel și canalul meu de YouTube și eu vă mulțumesc foarte, foarte mult, aștept comenturile voastre în secțiunea de coment, ca de obicei, și până data viitoare știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!